găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit să discutăm astăzi despre alegerile interne care vor avea loc în Partidul Național Liberal, alegeri la filiala municipală pe 21 aprilie și o săptămână mai târziu alegeri pentru filiala județeană. Ieri și-au anunțat candidatura Dorin Dobrincu pentru postul de președinte al filialei municipale și Dorin Cristea pentru postul de președinte al filialei județene a PNL Iași. Discutăm astăzi la Vocile Iașului împreună cu istoricul Dorin Dobrincu. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iașului. Mulțumesc pentru invitație. De această dată în calitate strict de membru al Partidului Național Liberal și discutând despre aceste alegeri interne. De ce vă trebuie politică? Astăzi dimineață venind cu soția mea spre centru, am discutat despre intrarea mea în competiția internă a PNL și la un moment dat am întrebat, eu chiar nu înțeleg, ce-ți trebuie ție politică? Aceeași întrebare. Parcă v-ați fi vorbit. I-am spus și aici, o să vă spun și dumneavoastră, cred că în afară de faptul că fiecare dintre noi este interesat de sine, de familia sa, de reușita sa profesională, de asigurarea vieții în cele din urmă, cred că există nevoie, cred că există oameni care vor să aibă mai mult de atât. Cred că noi nu putem trăi de unii singuri, cred că avem nevoie de o societate în care cât mai mulți oameni să fie incluși, în care cât mai mulți oameni să aibă parte de un tratament corect, să aibă posibilitatea de a se manifesta. Cred că, de fapt, politica, în sensul original, trebuie reafirmată. Este vorba de interesul nostru al tuturor, de treburile cetății, înțelegând prin cetate, comunitatea locală, comunitatea regională, comunitatea națională. Îmi pasă de mine, îmi pasă de noi. Am ales să trăiesc aici, în Iași, în Moldova, în România, deși ca atâția alții puteam să plec și eu. Dar nu-mi place cum arată multe lucruri, nu-mi place cum arată Partidul Național Liberal astăzi, în special organizația ieșeană, cea municipală, dar și cea județeană, și cred că e momentul să facem o schimbare în mod real, împreună cu membrii de partid. Dumneavoastră sunteți istoric, cu siguranță ați fost atent în ultimii 25-26 de ani și ați văzut modul în care se implică în politică oameni veniți din zona cercetării, intelectuali, în special au fost și un partid plecat în acest sens, Partidul Alianței Civice. Cum vi se pare că s-a întâmplat? Care a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, destinul? E o reușită? Nu? Vă aveți aceste temeri că intrați și candidați pe o funcție politică din această zona cercetării, zona intelectuală? Am două lucruri de spus. În primul rând, eu nu am fost propulsat de cineva în acest partid, eu am venit de bunăvoie. N-am fost adus. În urmă cu 2 ani nu mi s-a propus cineva, eu am bătut la ușile acestui partid, o pot confirma atâția și atâția oameni, am venit pentru că cred că este nevoie de implicare. N-am venit neapărat ca intelectual, deși profesia mea e profesia mea, mediul în care mă învârt profesional e important pentru mine, însă nu am venit să fac caz de așa ceva. Pur și simplu am pornit ca simplu membru și am crezut și cred că am ceva de oferit acestui partid și mai larg comunității noastre. În privința intelectualilor în politică, cred că avem de fapt multe cazuri bine cunoscute la nivel național, dar care ne arată oarecum o lipsă de încadrare în organizațiile locale. De asta eu cred că este foarte important să fim atenți la viața organizațiilor locale, în speță municipale, și să activăm în interior și să avem un discurs și o acțiune în primul rând în slujba comunității. Nu ne propune să salvăm România în abstract și nu ne pasă de ce se întâmplă în Iași, în oraș, în județ, în regiunea noastră și așa mai departe. De asta și susține o mulțime de activități, dezbateri în primul rând, deschiderea canalelor cu alte medii. Adică nu sunt cantonat în propria mea profesie. Asta mă interesează pentru că o fac din vocație. Aș vrea să reamintesc că totuși am o experiență administrativă considerabilă în spate. Am fost timp de 5 ani la vârful administrației românești,
adică nu sunt un intelectual de cabinet. Ca director al Arhivelor Naționale. Arhivelor Naționale României. În plus, vreau să spun că am muncit cu brațele multă vreme, așa că nu îi privesc deloc cu superbie pe oamenii care își câștigă existența din, nu știu, comerț, din IT, din agricultură sau din fabrică. Am spus-o de atâtea ori. Noi în Iași avem nevoie de o politică inteligentă, comunitară, pentru a ne dezvolta, pentru a reține pe oamenii aici, dar oferindu-le o alternativă, posibilitatea de a câștiga decent și a susține dezvoltarea comunității noastre. Înțeleg că la lansarea dumneavoastră de ieri, la conferința în care ați făcut acest anunț, s-a spus că partidul a decăzut în ultimii 2 ani. Domnul Cristea a spus chiar că situația este dezastroasă. Dacă este corect așa, atunci a decăzut față de ce? Față de situația dinainte? Cum era înainte de în urmă cu 2 ani, cu 3 ani, cu 4 ani? Aș vrea să reamintesc că în 2014 a avut loc o fuziune între fostul vechiul Partid Național Liberal și fostul Partid Democrat Liberal. Acesta din urmă înglobase cu puțin vreme înainte și Forța Civică. Exact. Ei, noul partid, prin însumarea rezultatelor electorale precedente ale formațiunilor amintite, avea peste 30% rezultate obținute în anii anteriori. Ei bine, la alegerile locale din 2016 și, pe urmă, la alegerile generale parlamentare din decembrie, noi am pierdut undeva la 10%, ba chiar mai mult la parlamentare. Asta înseamnă că undeva există niște responsabilități. Au existat la Iași, spre exemplu, și a existat o situație asemănătoare în foarte, foarte multe filiale județene ale PNL, dar o să mă refer la cazul de la Iași pe care îl știu, pe care l-am trăit, pe care îl discutăm acum, pentru că mă interesează în mod special. Am avut o contraselecție, atât la alegerile locale, mă refer la cele municipale expre, și la cele parlamentare. Ce înseamnă contraselecție? O să dau un exemplu care să fie clar pentru toată lumea. Cu toții lucrăm în instituții, în întreprinderi. Firme. Lucrăm undeva ca să ne câștigăm existența. Ce facem? Atâția oameni, de fapt, cred că se recunosc în această ilustrație. Ce facem atunci când ne confruntăm cu un șef abuziv care recompensează, propulsează, avansează doar pe oamenii din jurul său, doar o camarilă? La Iași a fost o situație care cred că ne-a ajutat, cu ghimele de rigoare, să pierdem procente bune. A fost un concurs de autografe pentru desemnarea celor care urmau să candideze în numele Partidului Național Liberal la Consiliul Municipal. Au fost lăsați pe din afară, cred eu, adică n-au fost incluși în această competiție cu șanse reale, oameni care puteau să ofere un plus prin expertiză, prin imaginea publică. E bine, așa ceva cred că ne costă până astăzi. De asemenea, la alegerile parlamentare din 2016 a existat o contraselecție. S-au organizat niște alegeri interne, care și ele erau, cred, din punctul meu de vedere, mai ales că am avut o experiență neplăcută, erau discutabile. Dar chiar și așa, un rezultat am avut la Iași și de la București s-a întors cu totul altul. De ce? Pentru că au existat oameni în filiala județeană care au tăcut, care au fost parte a acestor jocuri, noi le numim cooperativă. Membrii de partid știu foarte bine despre ce este vorba. Așa am avut oameni impuși de la București care erau complet necunoscuți pentru organizația municipală, dar și pentru filiala județeană. Spuneți așa, sau ați spus ieri, citez, o mână de oameni a acaparat partidul și a început să ia decizii doar ei între ei, pentru ei. Când a fost altfel? Adică, cred că aceasta este afirmația domnului Cristea. Dar nu însușesc. Adică știm foarte bine că așa se întâmplă. Politica românească, societatea... Ceea ce vreau să spun este că, în general, există legi sociologice de peste un secol care arată că orice organizație care chiar își propune să fie democratică, să asculte de toți membrii săi, la un moment dat ajunge inevitabil o oligarhie. Adică să fie condusă doar de o echipă specializată în acest sens, la vârf, și această echipă să nu consulte neapărat membrii de la bază.
În cazul acesta, partidele care practic așa ceva ar trebui să schimbe titulatura. Nu m-ar surprinde să existe așa ceva în altă parte. Dar în Partidul Național Liberal, eu îmi doresc să existe consultarea membrilor. Adică noi ne propunem să redăm partidul membrilor. Mă refer, începem de jos, de la organizația municipală a PNL Iași, de la organizația județeană. Dar mă o să mă refer la organizația municipală unde eu mi-am anunțat candidatura. Membrii de partid au fost lăsați pe din afară, nu au fost consultați, nu au fost cooptați în luarea deciziilor. Adică orice om rațional înțelege că există limite în exprimarea, nu știu, unui punct de vedere. Adică, dar noi nu putem să interzicem exprimarea de opinie în interiorul partidului cum s-a întâmplat cel mai adesea. Eu am fost oripilat să văd cât de frecvent se rostește în Partidul Național Liberal, în organizația ieșeană, cuvântul acesta, excludere. A exprimat o opinie, îl excludem. Eu cred că pur și simplu ar trebui să renunțăm la un vocabular atât de violent totuși în esență și la practici care nu ajută nici de cum eficienței noastre ca organizații politică. De ce ar fi importantă pentru noi ceilalți să privim această luptă internă din Partidul Național Liberal? Această candidatură, care este din punctul dumneavoastră de vedere însemnătatea ei? Anul trecut am cunoscut mulți, foarte mulți ieșeni, nu doar prieteni, nu doar colegi, am fost atent la dezbatere în general. Oamenii regretau că nu exista o ofertă credibilă pe piața politică din Iași și din România, în ansamblu, că din păcate nu a fost numai situația de la Iași. Oameni care spuneau că în mod normal nu pot să votez cu PSD-ul. În mod normal, nu pot să votez cu un partid care nu are coerență ideologică. Trimiterea era la USR. Dar nu pot să votez nici cu PNL. De ce am întrebat? În nenumărate cazuri. Pentru că nu sunteți frecventabili. Pentru că aveți aceste practici care nu sunt liberale, pentru că ați avut o contraselecție, pentru că nu aveți figuri credibile. Pentru că sunteți asemenea celorlalți. Încercam să zic, cum ea, știi, mai sunt și alți oameni, dar atâta timp cât nu se schimbă lucrurile fundamental, când nu aveți o propunere credibilă, nu vă voi da votul meu. Am foarte mulți prieteni pe care n-am putut să-i conving să voteze altfel. Eu însumi am avut foarte mare reținere, având în vedere jocurile acestea care au fost în murdare, în parte, în interior. Care este, de fapt, propunerea dumneavoastră, în termeni simpli, pentru colegii dumneavoastră, astfel încât, nu știu, să decidă pe cine să aleagă? În primul rând, vrem să redăm partidul membrilor. Nu e doar un slogan, adevărat că el sintetizează ceea ce eu gândesc, ceea ce, împreună cu prietenii, cu colegii mei, vrem să facem. Înseamnă că vrem ca oamenii din interiorul partidului să conteze. Noi, în acest moment, avem la Iași undeva la 1600-1700 de membri. Nu cred că sunt activi mai mult de 100-150 în filiala municipală. Jocurile le fac doar câțiva. Total netransparent, cu aroganță. Zilele acestea au început să primească oamenii e-mail-uri, invită cineva să voteze cu ei, că în sfârșit și-au adus aminte. Eu însumi am primit un asemenea e-mail, care mi s-a părut așa... Face parte din strategia internă a luptelor. Avem nevoie de o recâștigare a inimilor și a minților membrilor de partid. Ei trebuie să-și redobândească încrederea că nu vor fi doar plătitori de cotizații, că nu vor fi solicitați doar din când în când să participe în campaniile electorale ale partidului sau în campaniile interne, cum e cea de acum, ci că vor fi consultați. Nimeni, cred că nu își închipuie că promitem luna de pe soarele sau luna de pe cer, ci pur și simplu că putem să facem împreună o organizație credibilă pentru membrii săi, apoi putem să devenim credibil în oraș. Pentru că, totuși, noi nu ne adunăm aici doar să ne băgăm în seamă, doar că nu avem unde să mergem să ne petrecem timpul. Am venit aici din propria noastră voință, avem idealuri, avem o viziune, avem și interese.
Dar eu cred că trebuie să le punem într-o ordine a lor. Ați criticat, de exemplu, echipa de consilieri locali ai Partidul Național Liberal acum. De fapt, ați criticat modul în care s-a constituit. Dar având în vedere activitatea în Consiliul Local, având în vedere activitatea politică, cum vi se pare? Au trecut cât? Mai puțin de un an, e adevărat. De când au fost instalată în Consiliul? Oamenii aceștia, colegii noștri din Consiliul Municipal, nu sunt toți la fel. Sunt câțiva oameni pe care apreciez acolo. Nu vreau să dau nume acum. Noi trebuie să le transmitem un mesaj clar. Îi vom susține tot ceea ce eu fac. Nu trebuie să le interzicem dreptul la opinie, cum s-a întâmplat până acum, în multe cazuri. Pur și simplu trebuie să există o consultare. Dacă... Aveți exemple când s-au împiedicat dreptul la opinie? Da, dar nu vreau să intru în lucruri de acest gen. Avem exemple de cum s-a constituit acolo un leadership formal și așa mai departe. Lucru valabil de altfel și la Consiliul Județean. Adică noi trebuie să facem diferența între viziunea politică, deci mesajul politic pe care îl transmite partidul și priceperea tehnică. Pentru că totuși, în Consiliul Municipal se iau foarte multe decizii tehnice. Nu putem să facem decât o poziție inteligentă. Noi trebuie să facem o poziție. Ce înseamnă o poziție inteligentă? Înseamnă că trebuie să ne facem temele, înseamnă că trebuie să fim competenți, înseamnă că trebuie să știm cum să face administrație. Oamenii din Iași așteaptă câteva lucruri de la primărie. Așteaptă să existe un transport de bună calitate, ca să nu mai stăm în stații. Eu folosesc foarte mult transportul public. Oamenii vor să existe un mediu sigur, vor să existe un aer curat în Iași, vor să existe o perspectivă de dezvoltare a orașului, pentru că, din păcate, nu avem suficiente locuri de muncă și mai ales locuri de muncă bine plătite pentru oamenii din Iași. Mulți oameni din afară, dar noi trebuie să oferim posibilități, pentru că asta ne va ajuta să creștem ca pol regional, dacă vrem asta. Dar există pârghii pentru opoziție, așa cum sunt membrii Partidului Național Liberal și în Consiliul Local și în Consiliul Județean, să intervină în aceste zone sau sunt doar atribute ale executivului? Primăria, pe de-o parte, sau primarul? Evident cu echipa, că n-ai și președintele CJ. Că n-ai un număr atât de mic, totuși, de consilieri municipali, respectiv consilieri județeni, nu poți să-ți impui tu punct de vedere, pentru că și acolo funcționează regula majorității. Dar poți totuși să susții în mod inteligent, să ai mesaje clare. Trebuie să lucrăm până la urmă la transmiterea către concetățenii noștri, care sunt cu ochii pe noi, și cei care ne-au votat și cei care nu ne-au votat sau care în mult mai mare măsură au stat acasă, n-au venit nici la votul la locale, nici la generale. Deci noi trebuie să-i convingem pe acești concetățenii ai noștri că putem fi o alternativă. Asta se face prin mesaje clare și credibile. Presupunem că facem un exercițiu de imaginație. Presupunem că veți câștiga aceste alegeri. Care va fi poziția dumneavoastră? Sigur, probabil îmi veți spune că vor fi consultări în partid și se va lua o decizie eventual. Dar care va fi poziția dumneavoastră? E principială, legată de modul în care trebuie să acționeze Partidul Național Liberal în Iași, având în vedere că există Partidul pentru Iași. Și se spune că ocupă cam aceeași zonă în cadrul electoratului de dreapta și se spune de asemenea că ar fi migrat mulți dintre cei care votau înainte cu Partidul Național Liberal cu cei de la pentru Iași sau USR la alegerile generale parlamentare. Eu sunt în Partidul Național Liberal. Sunt loial acestui partid. Însă înțeleg prin asta să ne putem spune opinia și să putem lucra împreună pentru impunerea, pentru diseminarea mesajului nostru. Cred că trebuie să existe decență în relațiile din interiorul partidului și decență în relațiile cu adversarii noștri. Din păcate am constatat cu tristețe că deseori dușmanii par să fie înăuntru, adversarii în afară. Cred că trebuie să facem o poziție Partidului Social-Democrat, care este la putere și pe plan municipal, județean, dar și național. Pentru Iași este un partid care există în Iași, nu are decât un singur mandat de consilier, a trimis doi oameni într-o formă asociativă, binecunoscută de altfel în Parlament, prin USR. Eu cred că noi, liberalii, trebuie să ne vedem de drumul nostru.
avem un mesaj liberal, deși există oameni de convingeri mai diversificate având în vedere istoria din ultimii ani cu, cu această fuziune între PNL și PDL. Convingerea mea este că trebuie să mergem pe drumul nostru, că trebuie să ne reconstruim, trebuie să fim tari în interior. Am văzut la un moment dat o afirmație a unui om din PNL care făcea trimitere la o metaforă biblică și de fapt reformulată de Abraham Lincoln. O casă care nu este tare în interior, nu poate fi tare în afară, că trebuie să clădim pe stâncă. Ca să clădim în interior, până la urmă trebuie să recooptăm pe membri, să simtă că sunt parte a unei organizații în care sunt respectați, în care vocea lor contează, că acum tot fac apel la rațiune. Nimeni nu-și va închipui că dacă cineva are o opinie aia, trebuie impusă tuturor. Din păcate, există această tendință din partea unor oameni care au impresia că au primit partidul în plic. Din păcate, noi am văzut în ultimul an și jumătate, oameni care au primit partidul în plic, care au încercat să-și impună voința într-un mod nedemocratic, propulsând doar fideli nu ideilor liberale, ci proprie persoane, și cred că asta trebuie pur și simplu să se schimbe. Eu cred că, până la urmă, toți vor trebui să stăm la aceeași masă și să convenim regulile după care jucăm. Nu, cineva nu poate să facă regulile, să fie și arbitru, să fie și jucător. Cred că am ajuns la finalul dialogului nostru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate aceste detalii și răspunsuri la întrebări. Dorin Dobrincu, mulțumesc și eu pentru invitație. Istoric și membru al Partidului Național Liberal, candidat la funcție de președinte al filialei municipale PNL Iași, care candidatură și alegeri care vor avea loc pe 21 aprilie. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașiului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiașiului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem marți de la 17:30. Seară bună, weekend plăcut!